Cu un moral ridicat după victoria obținută în Cupa României, timișoreana și dornici să cunoască gustul victoriei, așa vor aborda etapa a treia băieții lui Nicu Croitoru. Aspiranta la promovare pornește cu prima șansă în acest duel. Nicu Croitoru speră ca oboseala să nu își spună cuvântul. Trebuie să ne pregătim, chiar dacă intervalul de timp este foarte scurt. De fapt, am avut o săptămână foarte grea, cu 3 jocuri în 7 zile. Nu este ușor. Sper să ne refacem până la ora jocului de vineri, în așa fel încât să ne trecem în cont încă o victorie. În ceea ce privește obiectivul trasat pentru acest sezon competițional, Nicu Croitoru nu își va face planuri îndrăznețe și se gândește doar la evoluția băieților săi din următoarea etapă. Despre obiectivul, eu știu, 3 puncte etapa următoare și tot de la fel. Ne pregătim să jucăm din ce în ce mai bine. Eu spun că încă avem de lucru. Cred că sunt resurse ca jocul să crească și mai mult decât am arătat până acum și sper să realizăm lucrul ăsta.